Bună ziua, dragi copii! Din cartea În vacanță a lui Ioan Alexandru Basarabescu, continuăm cu povestea Bunica. Bunico, ia vezi, bunico, ce lan frumos de grâu! Bunico, uită-te ce pădure! A, ce vite, bunico! Ce copac singuratic în câmpie! Și trenul fuge. Și atâtea minuni se-i ivesc și pierd ca visele, și el le fură cu ochii și le împarte cu tovarășa sa de drum, cu bunica. Bunica e tot ce a mai rămas pe lume, și el e mic, numai de 8 ani, și e cu minte și așezat ca un om mare. Pe mama am iubit-o, se plânge dânsul. Și s-a îmbolnăvit și Dumnezeu mi-a luat-o. Pe tata tot așa, mi-a rămas doar bunica. Pe ea n-am să o las să moară, o să o îngrijesc eu cu mâna mea. În tren ține sticlele ei cu doctorii la dânsul. O întreabă dacă se simte bine, îi alege locul cel mai bun și o face să petreacă, arătându-i pe fereastră toate minunile. Apoi cade pe gânduri cu ochii spre cer, își uită poate o clipă de bunica și parcă ar dormi, dar se stăpânește, veghează. La o stație se suie o familie. Sunt atâția copii! Ochii lui se îndreaptă acum spre banca acestora. Au fel de fel de jucării. Așa păpuși mari nu mai văzuse niciodată. Copiii îi fac semn să vie la ei, îi arată jucăriile și li ispitesc. El se duce. Prietenia se leagă repede. Atâtea jucării, atâtea glume l-au absorbit de tot. S-a înveselit la față. Vorbește, râde, dar deodată își aduce aminte de bunica. Într-o clipă e iarăși lângă dânsa, devenit acela serios și îngrijorat ca mai înainte. Cercetează mâinile bătrânei, se uită în ochii ei cu teamă și o întreabă încetişor. Ai căldură, bunico? Te mai neacă tusea? Noapte bună, copii, să ne regăsim cu bine și la alte povești.